Bună seara și bine v-am găsit la Puterea Cuvântului. Este o ediție neobișnuită pentru că de data aceasta sunt de acasă. L-am alături de mine pe domnul Cosmin Durlă, deputat PSD. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Ne auzim bine și iată că ne vedem și bine. Spuneam că e o situație neobișnuită pentru că fetița și soțul meu au fost confirmați pozitiv cu coronavirus, iar eu fiind contact direct a trebuit să rămân acasă. Din fericire, suntem toți bine. Și iată că, fiind această situație epidemiologică neobișnuită, dumneavoastră totuși sunteți în plină campanie. Mergeți cumva poate și din ușă în ușă, din sat în sat, din oraș în oraș și așa mai departe. Nu vă este frică? Frică ne este, dar nu avem de ales, pentru că încercăm să ne protejăm foarte bine și să luăm toate măsurile pe care noi trebuie să le să știm mai bine. Din păcate, avem o campanie electorală care să se finalizeze cu alegerile de pe 6 decembrie, unde nu ne doream să avem aceste alegeri. Guvernul ne-a obligat și ne-a dus acolo. Partidul Social Democrat nu și-a dorit alegeri în decembrie. Am zis să trecem acest val, valul 2 al pandemiei, care este destul de periculos, se vede în numărul de infestări. Și am zis să-l ducem, dacă se poate, în primăvară sau chiar în vară, cum am avut alegerile locale decalate. Din păcate, oamenii sunt de-a dreptul revoltați, adică s-au închis școlile, da? S-au închis restaurantele, ba mai mult îi obligă în continuare să plătească chirie, să-și mențină angajații. Cu mențiunea că sunt deschise terasele, ea, nu știu dacă la 4 grade sau în plină ninsoare mai poți să stai cumva la terasă. Oamenii sunt de-a dreptul revoltați că se țin alegerile acum. Pentru că nu s-a luat absolut nicio măsură în sensul ăsta, nicio măsură având în vedere că totul s-a dat, cărțile au fost aruncate și au zis: domne, facem orice ca să ținem aceste alegeri, din păcate. Nu ați avut niciun cuvânt de spus. Cum știm, nu mai suntem la guvernare, nu mai avem o majoritate politică și n-am avut ce face. Mai mult de atât, au dat acele chestiuni sau, cum spun ei, măsuri, care toate măsurile, din punctul meu de vedere, au fost haotice și nu știu unde vor să continue, pentru că, din punctul meu de vedere, suntem pe marginea prăpastiei. Nu discutăm numai de școli, nu discutăm numai de grădinițe, vorbim aici de piețe, vorbim de... Uitați-vă ce s-a întâmplat la Piatra Neamț. Adică am avut un caz la Piatra Neamț unde îngrozitor ca în inima unui spital, adică la ATI, unde practic ar trebui să existe speranță, ar trebui să ne vindecăm de acolo, să ajungem în situația în care a fost acolo. Și guvernul ce a făcut mai departe? În loc să găsească soluții sau să vină cu anumite mici investiții pentru a crea aceste spitale suport de COVID, au trimis controle, nu numai acolo, în toată țara. Ăsta este un lucru foarte, foarte ciudat. Cred că este timp prețios pierdut, în primul rând, până la urmă și bani cheltuiți inutil și așa mai departe. Dar vreau să continuăm această discuție despre coronavirus, pentru că dacă ne rămâne timp, o să vă împărtășesc și eu puțin din experiența mea și de cât de greu se mișcă lucrurile și de ce, iată, se ajunge la decese, pentru că oamenii ajung într-un stadiu avansat al bolii la spital și ajung direct la ATI. Dar, în primul rând, vreau să vorbim despre dumneavoastră, că de aceea v-am chemat în această seară la Puterea Cuvântului. Aveți 35 de ani și, totuși, până la această vârstă, la care foarte mulți dintre prietenii, cunoștințele noastre, încă locuiesc cu părinții, ăsta este tristul adevăr în România, dumneavoastră ați ocupat funcții cheie în orașul Craiova, și anume director al piețelor și târgurilor Craiova, cât și administrator public al orașului, dar mai multe o să-mi povestiți dumneavoastră. Care a fost parcursul de până acum? Păi nu e vorba de politică, dar e vorba de administrație și mi-am dorit tot timpul să mă implic și am zis că trebuie să facem ceva. Cred că asta dacă e cel mai important. Energie. Nu politica, ci ceea ce face până la urmă un om, faptele concrete. Cred că asta absolut așteaptă oamenii. Absolut, absolut. Într-adevăr, ca și experiență, deși am doar 35 de ani, cred că peste 8 ani de administrație publică locală, unde am ocupat funcții atât la Primăria Craiova cât și la Consiliul Județean Dolj. Într-adevăr, 4 ani am fost director la societatea comercială în subordinea Primăriei Municipiul Craiova, la toate piețele practic din Craiova. În paralel, 4 ani am fost consilier județean în cadrul Consiliului Județean Dolj.
Iar în ultimii 4 ani ne-am petrecut tot la județul Dolj, 3 ani de zile ca și administrator public, unde m-am implicat în majoritatea proiectelor și proiectelor majore și importante pe care le-a implementat Consiliul Județean. Dar putem Iar, și să le enumerăm până la cum urmă, să nu? adică aș vrea să vorbiți puțin, cât vă permite timpul, despre proiectele dumneavoastră și realizările din această funcție. Fără doar și poate. Vreau să închei că în prezent de o săptămână sunt tot administrator public la județ, după o trecere de 1 an de zile de administrație la primăria municipiului Craiova. M-am implicat în absolut toate proiectele, atât pe fonduri europene cât și guvernamentale, adică pe programele naționale de dezvoltare locală pe care le-am avut și Consiliul Județean le-a accesat. Absolut de la tot ce înseamnă partea de cadastrare până la expropieri și proiectare mai departe. Un program de suflet pe care îl și am și am și lucrat la Consiliul Județean este aducțiunea de apă de la Izvarna, unde este un proiect foarte important pentru craioveni, nu numai pentru craioveni, cât și pentru anumite localități din județul Dolj, pentru că face parte din master planul de apă și canal, unde anumite unități administrative teritoriale din județul Dolj o să beneficieze atât de apă cât și de canalizare. Dar cel mai important, acest proiect, pentru că ne-am zbătut foarte mult și sunt foarte mulți bani care am putut să-i atragem, am reușit și o să reușim, pentru că în momentul de față vorbeam cu directorul de la compania de apă, unde s-au dus către licitații, s-au adjudecat tot ce înseamnă licitațiile publice, iar la anul o să avem șantier acolo unde nu avem canalizare, atât în Craiova cât și în celelalte unități administrative din județul Dolj. Cel mai important și ce trebuie să înțeleagă cetățenii noștri este că municipiul Craiova o să aibă apă plată la robinet. Asta nu înseamnă că nu va trebui să mai mergem Adică va la fi apă de hipermarketuri. calitate, asta trebuie să spunem, da? Fără doar și Este poate. apă potabilă, putem bea fără grijă de la robinet. Fără doar și poate, Pentru o să mine este bem o mare apă. ușurare. Adică nu știu dacă oamenii înțeleg importanța acestui proiect. Iată, eu acum fiind izolată, cea mai mare problemă, având un copil foarte mic acasă, este apa plată, pentru că nu îndrăznesc încă să-i dau apă de la robinet. Dumneavoastră probabil știți că și dumneavoastră aveți familie și iată, ar fi liniștitor pentru noi toți să nu avem această grijă, în special în această perioadă în care nu trebuie să mergem la cumpărături, nu trebuie să abuzăm de ieșiri, să avem apă la robinet, potabilă. Să avem apă la robinet, să vedem ce magazine o să Potabilă. ne mai rămână deschise, pentru că guvernul văd că închide toate piețele, închide. Să vedem cum Păi o să da, mai dar fie cu magazinele nu supermarket. sunt închise. Iată, supermarketurile rămân în continuare deschise. Da, iar este o Era aberație. o glumă pe Facebook sau nu știu dacă glumă, dar la un moment dat spunea cineva, măi, dar scoteți-le și celor din supermarket ușile, ferestrele, ca să vedeți și țăranii români cum stau în frig zi de zi. Iată, iar o măsură contradictorie. De ce s-a luat această măsură? De ce credeți că s-au închis piețele unde riscul era mult mai mic, zic eu, ca în supermarket, unde este un spațiu închis? Pentru că sunt măsuri haotice care sunt luate de actuala guvernare. Din punctul meu de vedere, nu trebuie să ne gândim la supermarketuri să le închidem. Dar nici piețele nu trebuie închise. Sunt administrații foarte puternice și foarte bine puse la punct ale piețelor, unde pot să ducă toate măsurile la bun final. Să nu uităm de criza care am avut-o, criza sau primul val care a fost în martie și în aprilie, unde la fel nu au fost închise piețele. Și puteau să meargă cu anumite distanțări sociale, cu închiderea anumitor porți, să meargă la bun final și să comerciantul să-și ducă marfa acolo. Mai nasol este pentru că în ultima perioadă s-au luat decizia ca și târgurile de săptămână, da, din comunele din județul nostru să fie închise. Toți primarii sunt sunați de la Direcția de Sănătate Publică și de cei de la poliție să închidă sau să restricționeze comercializarea. Din punctul meu de vedere, iar este o eroare, pentru că privind și partea socială, având în vedere că avem acei agricultori care trebuie să-și aibă un spațiu unde să-și desfășoare activitatea și să-și
desfacă marfa. Practic, ce se întâmplă cu produsele oamenilor acum? Adică, pentru că ei nu mai au posibilitatea să le vândă. Nu au, n-au ce să facă decât să rămână cu ele acasă, sunt perisabile și o să le arunce. Se vor strica, asta, practic. Fără doar și poate. Nu au unde să le ducă, pur și simplu. Sunt revoltați, au încercat prin asociații, au încercat prin asocieri între producători să încerce să intre în supermarketuri. Bineînțeles că supermarketurile nu permit acest lucru pentru că au contractele lor, au stocurile lor. Și rămân adică mai bine să luăm roșii fără gust din Turcia decât să folosim producția noastră, cu alte cuvinte. Este strigător la cere. Din păcate, s-au fost niște măsuri foarte ciudate, proaste, foarte proaste și ajungem în momentul în care noi... Probabil că au fost luate în grabă, nu știu. Cred că suntem puși într-o situație în care nu știm efectiv cum să reacționăm. Dumneavoastră, cum ați fi văzut o rezolvare în toate aceste lucruri? În special că a fost manager al piețelor. În primul rând, trebuiau date anumite decizii, da, care toată această greutate, să zicem, care este pe guvern, deși nu văd, să fie dată către managerii piețelor, unde vă spun clar și simplu că împreună cu comercianții și cu agricultorii pot să creeze anumite zone în care să fie delimitate, să păstreze distanța, să fie testați, adică mult mai bine decât să îi scoatem în stradă, da? Ninge, plouă, da? Oamenii sunt acolo pentru că e spațiu deschis și pot să-și comercializeze marfa, unde toată lumea este buluc, da? Grămadă pe ei și cred că răspândirea este aceeași sau mult mai mare. Cred că ar cred fi trebuit mult mai mare. Iată un exemplu pe care l-am tot văzut în ultima vreme în mass media craioveană. Este acel târg, nu este săptămânal, de fapt e de zi cu zi, de vechituri din 1 mai. Craiovenii care privesc acum sau dorjenii știu exact la ce ne referim. Noi în Craiova avem un târg care se ține în fiecare zi. Este cu haine, obiecte second hand, la care craiovenii merg, că ăsta este adevărul, poate și de nevoie, poate pentru că vor haine mai de calitate, nu știu care este motivul, dar în orice caz au apărut foarte multe revolte atât în mediul online cât și efectiv fizic. Oamenii care aveau produse acolo au venit în fața primăriei, în fața prefecturii și au protestat. Este și o categorie într-adevăr. Și în continuare sunt... În continuare sunt acolo cu marfa, nu știu dacă legal sau nu, dar stau cu marfa în fața târgului, așa cum spuneați, îngrămădiți și riscul este mult mai mare de infectare. În primul rând este vorba de o zonă vulnerabilă. Sunt anumite categorii de oameni vulnerabili care până la urmă oamenii respectiv, dacă nu-și vând ce au pe acasă, până la urmă vorbim de un târg talcioc, exact, cu vechituri și nu numai, nu au din ce trăi și mâine, păi mâine ne putem, Doamne ferește, trezi cu locuințe sparte, cu mașini avariate și așa mai departe. Aceste măsuri trebuiau făcute în așa fel încât dacă erau aruncate pe administrația piețelor, aceștia știau să-și ia măsurile, știau să-și închidă pe anumite categorii, știau să-și aerisească comercianții, nu știu, închideau locurile de parcare și se extindeau în așa fel încât să se păstreze această distanță. Dar închizându-i, nu numai că acești oameni vulnerabili nu mai au ce să-și vândă și nu mai au ce să pună pe masă a doua zi, dar sunt mulți care aveau societăți comerciale acolo, care vindeau, care aveau casă de marcat, care plăteau taxe, impozite, care veneau bani la bugetul de stat și azi absolut nici nu ne prăbușeam foarte, foarte rău. Ce să vă mai spun? Gestionarea pandemiei, din punctul meu de vedere, este dramatică, da? Au gestionat-o foarte prost. Nici nu vreau să mă gândesc cum, dacă se gândesc la gestionarea părții economice. Având în vedere că mai avem câteva zile în 1 decembrie și nu vorbim de un buget, adică nu avem creionat măcar nici câteva sume unde să încercăm. În programul nostru de dezvoltare, de exemplu, ne dorim pe partea de sănătate să mergem cu 6% din PIB, o chestie extraordinară care nu s-a întâmplat. Da, nu putem să facem o previziune atât din când nu există niște date concrete despre viitorul buget. Nu e creonat absolut nimic.
Și Așa asta cum nu este spuneam și rău. eu, în afară de acest buget de-a dreptul prăbușit, iată, sunt categorii întregi, cum ar fi și artiștii care n-au fost sprijiniți în niciun fel și am văzut, practic, că s-au împărțit oamenii și politicienii în două tabere. Unii care consideră că n-ar trebui să fie ajutați, pentru că nici ei n-au contribuit foarte mult la bugetul de stat, și a doua categorie, din care firește fac parte artiștii, familiile lor, care consideră că, iată, nu pot fi lăsați să moară de foame. Știm cu toții că este foarte greu acum, în special în plină pandemie, să te reprofilezi, să-ți găsești alt job. Ce se întâmplă cu aceste categorii care efectiv au rămas de la o zi la alta fără sursa de venit? În primul rând, ar trebui susținuți de la bugetul de stat. Pentru că, având în vedere că dacă închidem tot, cum văd că așa este la modă și este total eronat, absolut nu o să vină niciun ban către bugetul de stat. Dar pe exercițiu bugetar, financiar, din 2020-2024, există peste 35 de miliarde de euro la nivel european care România poate să atragă aceste fonduri. Să facem un exercițiu de imaginație, în care doar 1 miliard de euro putem să-i luăm de acolo și să dăm către, cred că sunt 31 de stațiuni turistice. Deci partea turistică este la pământ. Pentru deci ați merge pe dezvoltarea turismului în România. Fără doar și poate. În primul rând pe dezvoltarea turismului. Avem o țară într-adevăr foarte frumoasă. Foarte frumoasă și dacă cu bani europeni putem să luăm acolo, de acolo banii, să putem să îi, pe anumite programe, granturi și așa mai departe, să le dăm către aceste stațiuni, către aceste societăți, firme care își desfășoară activitatea acolo, putem să creștem foarte mult și zona respectivă. Așa mai departe putem să mergem să susținem partea de filarmonici, de opere, de teatre, de copii. Mă gândesc ce avem noi în municipiul Craiova, ansamblul folcloric Maria Tănase, unde într-adevăr nu avem posibilitatea să ne susținem în momentul de față spectacole și locurile pentru copii. Ăsta e un lucru important, unde acești bani prin ADR-uri, prin autoritățile publice, fie primărie, fie Consiliul Județean, să putem să susținem atât partea financiară, cât și partea artistică, partea administrativă, pentru a-i ține la același nivel. Bineînțeles că din banii respectivi, când primești salariu, o parte din salariu se virează către bugetul de stat și avem și bani pentru dezvoltare. Eu aș merge foarte mult pe dezvoltare, iar în programul și în guvernul nostru de dezvoltare locală avem foarte multe proiecte și foarte multe puncte, mai ales pentru județul Doș, unde cu siguranță, eu sunt foarte curioasă să le aud, pentru că iată, la alegerile locale au venit fel și fel de candidați cu tot felul de idei, iată, să facem o zonă turistică și în județul nostru, adică să exploatăm Jiu, zona de lângă, nu știu dacă este posibil, nu știu ce putem construi, ce nu putem, ce este legal de făcut acolo. Adică cred că multe erau și fantastice. Pe de altă parte, sunt idei bune care ar merita exploatate. Iată, nu avem nici măcar un muzeu al satului, cu toate că o istorie foarte bogată avem aici în zona județului nostru și împreună cu Muzeul Olteniei s-ar putea face un proiect de genul. Dar sunt curioasă să vedem la ce v-ați gândit dumneavoastră pentru acest program de guvernare. În primul rând, la alegerile locale, foarte mulți candidați au venit cu anumite povești frumoase, care probabil la unii au prins, dar la specialiști nu, pentru că nici nu putem să ne plimbăm pe Jiu. Am vorbit cu un specialist și spune, domnule, este atât de periculos să mergi cu barca pe Jiu, încât nici noi, cei care administrăm... Este foarte... Da, și este foarte mică apa, nu știu, bine... În anumite porțiuni unde nu există, sau să demolăm un penitenciar, să facem parc în centrul orașului, iar la fel, eu cred că sunt niște soluții aberante, dar asta au putut să vândă. Asta au putut să vândă, din fericire nu au vândut suficient de bine și nu au ajuns acolo. Haideți să o luăm așa punctat. Într-adevăr, zone verzi nu sunt suficiente și asta nu o spun eu, o spune Uniunea Europeană. Se mai poate face ceva, să ne referim strict la Craiova, se mai poate face ceva pentru orașul nostru din acest punct de vedere? Pentru că au fost date, într-adevăr, autorizații de construcții așa, unde nu era cazul. S-au construit hoteluri în zone de case și așa mai departe. În primul rând, autorizațiile probabil
Probabil s-au dat, eu vă spun că nu am participat și nici nu am avut în coordonare partea cu urbanismul, dar s-au dat pe terenul proprietate privată a cetățeanului și probabil s-au dat și asta și îmi doresc și cu siguranță așa s-a și întâmplat, respectând planul urbanistic zonal sau de încadrare, adică potul și cutul respectiv. Ca zone verzi, da, actualul primar al municipiului Craiova știu că și-a propus un Dracula Park într-o zonă practic părăsită și nu arată foarte bine în acest moment. În care nu se întâmplă absolut nimic, da. În care nu se întâmplă absolut nimic, iar fiecare proiect care, din punctul meu de vedere, care a fost promis, nu să mutăm groapa de gunoi sau... Deși e necesară și toată lumea da, și-ar dori, dar... Iată, este o problemă foarte mare, dar nu cred că soluția este mutarea ei, ci cumva închiderea acelui, sau nu știu cum să mă exprim astfel încât telespectatorii să înțeleagă, izolarea gunoiului, nu știu, cu anumite soluții, sau acoperit cu ceva astfel încât să nu mai miroase atât de rău în tot orașul. Pentru că este un miros pestilențial care se simte până în centrul orașului. Mirosul respectiv vine de la levigatul. Levigatul este acel lichid care se scurge și acela trebuie băgat într-un anumit bunker. Dar ăsta este un proiect foarte important la care am participat din partea Consiliului Județean, ce înseamnă masterplanul de deșeuri, unde am obținut peste 50 de milioane de euro. În acest moment, masterplanul deșeuri este funcțional pe județul Dolj, adică am luat mașini, se ridică tomberonul de la fiecare poartă, de la fiecare gospodărie din județul Dolj și suntem undeva... Ceea ce trebuie să le spun telespectatorilor nu se întâmpla până de curând, pentru că, iată, vă dau un exemplu concret. În Leamna de Jos sunt foarte mulți care de fapt locuiesc în Craiova, dar și-au construit acolo case de vacanțe și care nu aveau pubele. Am discutat acest aspect într-o emisiune cu domnul Mihai Butari și ne-a promis și iată că într-adevăr s-a întâmplat minunea și acum probabil că toți au contracte cu salubritatea. Fiind în cu salubritatea sau cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară cu ca și operator este Iridexul pe județul Dolj. Deci în momentul de față fiecare gospodărie din județul Dolj poate să facă un contract prin legătură cu primăria, prin prisma primăriei. Poate sau poate este obligată să facă un contract. Este o diferență mare. Deci, care așa, trebuie să specificăm. Îi plătesc taxele și impozite către primărie, da? Și primăria are contract cu operatorul județean. Operatorul județean, știu că și-au făcut programul așa fel încât o dată de două ori sau de trei ori pe săptămână, vin cu mașina, ridică tomberonul sau... pubela de la fiecare locuință, bineînțeles care este locuită, că cei care nu sunt locuite nu pot să-i pui la impozit, da? Și practic avem un master plan care merge pe județ și merge foarte bine, ceea ce până anul trecut sau până în anul acesta nu l-am avut. O parte din acest master plan de deșeuri este și pe municipiul Craiova, unde avem de construit 438 de platforme îngropate, unde nu va mai exista miros, nu va mai exista acel levigat când tragem containerul să-l punem în mașina de gunoi. Și avem 438. În momentul de față au fost emise peste 250 de autorizații de construire pentru aceste platforme. Majoritatea din aceste autorizații au fost și executate. Iar în maxim 6 luni de zile, eu zic că acest proiect și pe municipiul Craiova o să fie funcțional. Asta ce înseamnă? Să înțeleg că la vară orașul va mirosi frumos. Sau nu va mai mirosi. Da, cum da. Să nu. Așa este. Da, avem va mirosi a flori. Va mirosi a flori. Avem aceste containere care sunt practic îngropate, au undeva la 3x3, 3x3 sunt undeva la peste 9 metri cubi, unde există o mașină specială care vine, ridică acest container. Se descarcă doar în mașina respectivă și este ermetic, se spală și se introduce din nou containerul în recipientul respectiv. Nu o să mai avem containere de suprafață. Și asta am încercat foarte mult. Bineînțeles, doar pe partea de case unde o să continuăm cu tot ce înseamnă ridicarea pubelelor.
Este un master plan greu, am reușit să atragem peste 50 de mii. Și la blocuri, de fapt, este aceeași problemă, că în momentul în care se ridică gunoiul, vreo două zi, este îngrozitor în acea zonă. Din momentul în care o să fie operabil și mă pe refer Craiova, la blocurile care au topogan de gunoi. Știu că deja, din câte am înțeles, nu se mai construiesc blocuri care să aibă topogan de gunoi în interiorul blocului. Nu se mai construiesc, iar noi, de exemplu, am luat situația existentă a platformelor de gunoi și erau sub 400 și am calculat în așa fel încât pe master plan să punem peste 400, avem 438 și am luat, să luăm în calcul și acele platforme îngropate în zona de turnuri, unde există acele topogane. Bineînțeles că sunt și cetățeni reticenți care, domne, de ce desfințăm topoganul, că mi-e ușor să deschid, să-l arunc, dar din punctul nostru de vedere este mult mai eficient și mult mai bine. E un focar de infecție, probabil. Doar și poate și putem să discutăm foarte bine și noi ne-am luat în calcul și am mers acolo unde acele platforme de gunoi, platforme îngropate, le-am prevăzut și pentru blocurile cu turn, cele care au topogan. Asta ar fi într-adevăr un proiect foarte important. Cei care locuiesc aici înțeleg despre ce este vorba. Cei care ne ascultă probabil nu realizează cât de gravă este această problemă. Că iată, așa cum spuneam, mirosul de la groapa de gunoi vara cel puțin ajunge până în centru. Iar acel parc al tineretului care este minunat, eu n-am putut să stau mai mult de 5 minute, iată, astă vară când am mers cu fetița mea acolo. Da, așa este. Deci este un proiect foarte important. Izvarna iar este proiectul pe care probabil îl aștept cel mai mult. Și ce altceva mai aveți în plan? Vorbeați de dezvoltarea turistică. Absolut, pe dezvoltarea turistică încercăm să legăm. Noi suntem bogați din punctul ăsta de vedere. Avem un muzeu mai puțin Oltenia, la noi în județ, sau nu știu, asta vreau să zic. Nu știu cât de bogați suntem aici în județ și dacă se poate face ceva, la ce v-ați gândit? Păi, în primul rând, dorim ca avem două cule foarte importante, care la fel am atras foarte mulți bani pe fonduri europene, se ridică la 3 milioane de euro. Cula de la care Brabova până acum au fost lăsate în paragină, adică nici nu știam de existența lor. Exact, avem cele două cule de la Brabova și de la Cernătești, unde le-am licitat de nu știu câte ori, am avut foarte multe probleme și în acest moment se lucrează intens. Eu zic că în primăvara anului viitor sau chiar în vara anului viitor să fie finalizate și să le recepționăm. Bineînțeles că aceste cule trebuie să mergem pe dezvoltarea drumurilor și căilor de acces, să avem un circuit, ne dorim un traseu și un circuit de a ajunge la aceste cule prin asfaltarea tuturor drumurilor și localităților de jur împrejur, bineînțeles drumuri județene. Și nu ne vrem să ascundem treaba asta, dar vrem să creăm un muzeu al satului, un muzeu al satului pe care în Craiova... Pe care eu l-aștept cel mai mult, de aceea am și adus aminte de acest proiect. E nevoie de așa ceva la noi în zona, mai este unul în apropiere, în Vâlcea. Acolo, în schimb, a fost o mică dezamăgire, cu toate că cumva o dezamăgire că nu există la noi în județ așa ceva și este în Vâlcea, iar pe de altă parte, foarte multe dintre căsuțele de acolo erau închise, nu puteau fi vizitate. Sper că la noi nu va fi această problemă și probabil că sunt închise și pentru că oamenii au devastat în jurul lor tot, dar și pentru că nu sunt foarte mulți vizitatori. La noi cred că ar fi nevoie și cred că ar fi vizitator pentru că alte atracții nu avem în afară de parcul Nicolae Romanescu, zona Jiului, care să fim serioși, grădina botanică, zona Jiului, cum spuneam, este insalubră, pădurea Bucovățului, iată, și acolo s-ar putea face ceva. Este o promisiune acest muzeu al satului? Este o chestiune în care noi avem, acel muzeu al satului chiar am vrut să-l facem în urmă cu câțiva ani. Găsisem și cel mai important este teren. Neavând teren, nu putem să dezvoltăm acest muzeu al satului. Unde v-ați gândit, în primul rând, să-l amplasați? Pentru că vă trebuie un spațiu generos. În prima fază ne-am dorit să-l facem în zona aeroportului, că avem acolo un teren al Consiliului Județean, dar autoritatea aeronautică... Adică, practic, chiar în Craiova. Chiar în Craiova, dar autoritatea aeronautică ne-a dat un aviz negativ pentru că
sunt acele probleme cu zborurile și nu am putut să construim acolo. Iar în momentul de față avem în proiect, ne gândim la o soluție pentru a dezvolta acest muzeu al satului sau chiar al, un muzeu al, al oltenilor, al artei, al istoriei care putem să-l ducem. Și noi ai cumpărat suficiente case, casa exilului, și o să avem exilul românesc prin biblioteca Aman. Și absolut încercăm să creăm ceva de cultură. Că o să fie muzeul al satului, că o să fie muzeul culturii. Încercăm să aducem către cetățeni tot ce înseamnă tradiția și cultura românească. Prin acel circuit. Eu cred că pe toate care aceste lucruri pot fi posibile, așa cum spuneați, prin accesarea fondurilor europene. Trebuie vorbit cu primăriile din județ, pentru că acest muzeu al satului nu trebuie să fie neapărat în Craiova sau în apropiere. Poate fi oriunde la noi în județ și este imposibil, mi-e greu să cred că nu există teren pentru așa ceva. Într-una din comunele sau iată, în sate care sunt depopulate, că știm foarte bine, foarte mulți sunt plecați în străinătate, nu mai sunt tineri, nu mai sunt copii. Într-adevăr, dar nu stăm foarte bine din punctul ăsta de vedere al terenului ca și proprietate. Și există foarte multe piedici. O să vă dau și un exemplu la ce înseamnă Stadionul Tineretului, de exemplu. Există foarte multe piedici pentru a intra în legalitate, de a intabula aceste porțiuni de teren sau petece de teren, mai departe să încercăm să mergem cu investiții. De exemplu, Stadionul Tineretului, care este cel mai important teren din Craiova, din punctul meu de vedere, nu știu, 3 hectare probabil că are, l-am primit de la guvern prin 2003. Și abia în anul 2019 am reușit să-l intabulăm la oficiul de cadastru, pentru că fusese dată o hotărâre de guvern foarte complicată, foarte ciudată și foarte simplă, adică ne se dădea în proprietate de la Ministerul Tineretului și Sportului către Consiliul Județean teren de fotbal cu suprafața respectivă format din tribune și teren. Atât. Scria în hotărâre. Dar mai departe, acolo erau vestiare, erau gardul care împrejmuiește terenul respectiv și așa mai departe, mai multe obiective, terenuri de tenis, care n-am putut să intabulăm la județ. Ne-am luptat cu treaba asta, am reușit în anul 2019 și acolo avem un proiect foarte important și ne dorim tot să creăm ceva de sport, pentru că mulți spuneau că poate facem vreun bloc acolo sau vreo clădire sau vreun mall. Da, cărcotașii întotdeauna există. Nu, dorim să facem tot ceva în sensul ăsta, deși avem o sală polivalentă foarte frumoasă, avem un stadion de fotbal extraordinar, avem un stadion de atletism unde mari atleți și sportivi medaliați au venit la inaugurare, au spus că nu există în România așa ceva. Ne dorim și pe acest stadion al tineretului să creăm poate o sală multisport unde putem să ținem și un Fed Cup, să aducem tenisul în România, să aducem toate palierele de sporturi. Asta ce înseamnă? Nu înseamnă că dezvoltăm numai sportul, dezvoltăm și cultura, dezvoltăm și omul când vine la competiții și sunt mai mulți, trebuie să se cazeze, trebuie să mănânce undeva, trebuie să meargă la Cernăte sau la Brăbova să vadă culele, adică să facem un circuit sunt interesant. Că dezvoltați totodată multe alte ramuri aici. Absolut. În județ și în special în Craiova. Ar fi un lucru excelent. Iată, eu nu mă gândisem până de curând niciodată la județul nostru ca punct turistic. Dar iată că prin dezvoltarea, punerea în evidență a anumitor obiective, ar putea fi și județul sau și orașul nostru deja a devenit un punct turistic. Pentru că noi care nu aveam turiști, iată că în ultima vreme orașul nostru este trecut pe lista orașelor, cele mai frumoase orașe de vizitat. Datorită acestui centru istoric. Așa este. Avem centru istoric, avem stadionul, avem parcurile, muzeul de altă, muzeul Olteniei, biblioteca. Universitatea, primăria, care sunt niște clădiri de-a dreptul superbe. Sunt niște obiective cu care rămâi în suflet. Încercăm să ieșim în județ, de asta și în programul național de dezvoltare și în programul de guvernare a PSD-ului pe următorii 4 ani
cum îmi place mie să spun, fiind o continuare a programului de dezvoltare 2016-2020, unde noi am înființat și programul național 1 și programul național 2, unde deviza noastră este nicio comună din județul Dolj să nu rămână fără o canalizare, fără apă, fără drumuri. Eu mi-aș dori să avem niște reguli foarte clare și foarte stricte, în care niciun primar, de exemplu, să nu poată să acceseze, nu știu, să apropie alegerile, și aici nu mă refer la nicio culoare politică, hai să mai fac și eu un teren de fotbal sintetic la sat, în condițiile în care eu nu am apă și canalizare. Nu. Noi ar trebui să Bun, deci prioritizăm și trebuie o să alegere. aibă priorități, da? Să țină cont de nevoile oamenilor până la urmă. Exact. Noi ne gândim la cele 10 servicii publice care sunt foarte importante pentru fiecare comun. 10 servicii publice în care cu o putere mai mare către ADR-uri, da? Unde fiecare primar ar trebui să depună proiect. Nu trebuie să pui asfalt până nu ai apă și canal. Ai depus apă, ai canalizare, ai asfalt, mergem pe gaz. Gândiți-vă ce înseamnă să avem un dispensar sau o unitate medico-socială acolo, indiferent de numărul patru. De exemplu, Consiliul Județean are 7 unități medico-sociale plasate în 7 puncte strategice în județul Dolj. Însumate, aceste unități medico-sociale au undeva peste 200 de paturi. Adică un spital de oraș, da? Un spital de municipiu. Și asta este foarte important pentru că acolo cetățenii, pe lângă faptul că pot să se trateze, cetățenii pot să aibă un acces mai ușor, adică din localitățile respective, nu trebuie să mai meargă la Craiova sau la celelalte Dar municipii este din județ. îngrozitor pentru că, iată, în această perioadă cu coronavirusul, oamenii efectiv mor cu zile. Și asta vă spun pentru că, din păcate, sunt într-o poveste tristă, o să vă povestesc altă dată despre asta, ce s-a întâmplat și de ce sunt atât de afectată, dar, așa cum vă spuneam, până când ajunge ambulanța, până când îi transportă la cine știe ce spital unde nu au computer tomograf, unde nu au ecografie și așa mai departe, oamenii mor. Într-adevăr, Acest așa virus, este. așa cum spuneau, dă complicații foarte mari și iată, dă complicații nu doar la cei trecuți de o anumită vârstă, ci și la tineri fără alte afecțiuni și este mare nevoie de aceste centre medicale de care dumneavoastră povestiți. Aceste centre medicale nu numai că sunt eficiente pentru zona respectivă sau Sunt pentru comunitățile, vitale, deci aș spune sunt eu. vitale și se iau o presiune de pe spitalele județene, spitalele municipale, unde toată lumea vine la județ. Da? Se ia această presiune, acolo obligatoriu trebuie să avem un medic, obligatoriu un asistent care poate să ia o tensiune și investind în clădire, investind în aparatură, se pot face ecografe, tomografe și așa mai departe. Asta e un lucru bun. Eu zic că putem să-l facem asta, putem să investim atât în infrastructură cât și în sănătate prin aceste dispensare sau reactivarea dispensarelor sau unități medico-sociale, cum le spun eu, în cultură, adică orice comunitate trebuie să aibă un cămin cultural. Mă gândesc la. Erau cămine culturale care au rămas în paragină, nu se mai întâmplă nimic. În marea Sau se majoritate. organizează nunți, evenimente în acele locații, ceea ce nu e un lucru rău până la urmă decât să rămână în paragină, da, pot fi așa, și așa utilizate, dar acolo sunt copii, sunt tineri care au nevoie să se dezvolte. Absolut, Din fără doar toate și poate. punctele de vedere, așa cum spuneați, să facă sport, să aibă acces la activități culturale. Iată, mediul rural până la urmă a dat de multe ori oameni de valoare. Dar oameni care au Într-adevăr. trebuit să vină în orașe, să facă școală, să se dezvolte din toate punctele de vedere. Într-adevăr, foarte multe cămine culturale au fost renovate sau reabilitate pe guvernarea PSD. Prin Programul Național de Dezvoltare Locală au primit foarte mulți bani, atât pentru dezvoltare, cât și pentru echiparea lor. Există foarte multe activități acolo unde s-a renovat, într-adevăr, practic au înviat și acele școli populare de dansuri, de țesut și așa mai departe. Veneam dintr-o comună de la Bârca, unde există așa ceva, de la Goicea. Adică putem să legăm și prin aceste cămine, de asta zic că dacă există o putere mai mare dată ADR-urilor, noi avem un punct strategic în care putem să dezvoltăm, de exemplu, la Bârca,
am vorbit cu primarul și se dorește o casă memorială pentru Păunescu. Adică putem să creăm acest circuit foarte frumos în fiecare în județ, unde putem să avem ce obiective putem să... Să știți că odată când mă plictiseam foarte rău într-un weekend înainte de a avea copil, că pe urmă nu te mai plictisești, am dat căutare pe Google și am zis puncte turistice, pentru că nu puteam pleca foarte departe, aveam o zi la dispoziție și toate aceste lucruri minunate, asta întâmplându-se în urmă cu mai mulți ani, de care dumneavoastră povestiți, nu existau. Și am fost foarte dezamăgită să văd că abia în Vâlcea, în Mehedinții, aș fi găsit locuri, la care să pot merge, să pot vizita ceva. Deși și în Doj, dacă mergi prin sate, iată că mai găsești. Noi la nivelul Consiliului Județean am creat o aplicație care se numește Discover Dolj, da? Unde... Ba chiar acum o să o instalez după ce se termine emisiunea. Da, unde acolo avem tot ce înseamnă obiective turistice, ce putem să vizităm, ce putem face nu numai în Craiova, cât și în județul Dolj. Așa că și nu este o premieră, nu e o noutate, pentru că am încercat, i-am dat drumul cred că de un an de zile și am tot promovat-o. Avem și anumite stickere care le punem la baruri, cluburi și... Tot ce nu s-a închis sau ce s-a închis până în momentul de față. Tot ce s-a închis, bine spus, din păcate, așa cum spuneam, economia, dar numai cu economia, s-au distrus viețile oamenilor. Până la urmă despre asta este vorba. Sunt oameni disperați, oameni care, așa cum spuneam în continuare, trebuie să plătească credit și chirie la locația în care s-au gândit ei că își deschid o mică afacere, trebuie să-și plătească angajații și nu au din ce. Încearcă să meargă pe regim de catering, dar iată că oamenii nu sunt deschiși sau sunt prea multe firme astfel încât să meargă afacerea în acest fel și soluții nu le oferă nimeni. Credeți că după alegeri se vor schimba lucrurile? Da, cu siguranță o să ne închidă de tot dacă rămân ei. O să ne închidă de tot asta. Doamne ferește. Și da, până la urmă spun Doamne ferește pentru că mă gândesc, așa cum spuneam, la economia țării, la cei care activează în acel domeniu, Horeca și nu numai, și la artiști și așa mai departe. Pe de altă parte, vreau ca toată lumea să fie în siguranță. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Dacă veți fi la guvernare, din acest punct de vedere, cum vă veți ocupa de acest sector, Horeca? Cum vă veți ocupa de artiști? În primul rând, trebuie să le dăm tot sprijinul și să nu închidem, pentru că dacă închidem, închidem și tot ce înseamnă banii care vin la buget. Există Credeți foarte multe. Dacă lăsați restaurantele deschise, virusul nu se va răspândi? Virusul se răspândește și dacă e închis și dacă e deschis. Ce am observat eu și vreau să fac o paralelă. Locurile de joacă au fost închise. E bine, este total ineficientă această decizie și de ce spun acest lucru? Dacă mergeți prin cartierele craiovene, absolut toți copiii împreună cu părinții se strâng în fața locului de joacă. Adică doar că nu au acces acolo pentru că se dau amenzi, dar ei în continuare se întâlnesc, în continuare virusul se poate răspândi. Poate că și dacă restaurantele sunt închise, oamenii se întâlnesc în vizite, se întâlnesc acasă, stau pe bănci în parc și așa mai departe. Da, este o măsură foarte proastă, este luată de Comitetul Național de Situații de Urgență, din păcate. Nu ai voie să mergi la locul de joacă, dar ai voie să mergi la mall cu copiii, de exemplu, și asta nu este în regulă. Unde este spațiu închis, unde există ventilație, unde virusul se răspândește mult mai repede decât în spațiu deschis. Este o măsură aberantă unde noi în acest moment nu mai că discutăm de locuri de joacă, discutăm de școlile și grădinițele noastre care sunt toate închise. Este mai multe puncte de vedere. Unu, cred că din ce am vorbit cu părinții copiilor, din fericire un copilul foarte mic nu este nici măcar la grădiniță. Dar mi se pare aberant să ții un copil de 3 ani în fața laptopului să faci cu el activități de grădiniță. Pe de altă parte, părinții nu au de ales, nu își permit o bonă și probabil că le este și frică să aducă pe cineva străin în acest context epidemiologic acasă. Și iată, renunță la joburile lor, nu știu câți pot fi trecuți în șomaj tehnic, pentru că știm, majoritatea sunt la privat, probabil își pierd locurile de muncă sau riscă să și le piardă.
și stau acasă, iată, cu copiii, pentru că nu au de ales, nu pot lăsa un copil mic acasă. Pe de altă parte, părinții copiilor care deja sunt la învățământul liceal, gimnazial, se plâng că nu se învață nimic la această școală online. Profesorii, de asemenea, se plâng că muncesc mai mult ca de obicei și așa este. Până la urmă, stau mai mult să le explice copiilor și petrec mai mult timp online decât petreceau la catedră. Oricât am fi noi de părinți, că și eu sunt tata unei fetițe de 3 ani jumate, oricât ne-am dorit și putem să, mulțumesc frumos, putem să fim alături de ei, să educăm, nu avem harul acelui învățător sau harul educatorului. Asta fără doar și poate. Noi am prins, pe lângă faptul că ne dorim să deschidem aceste unități de învățământ, avem o accesibilitate mai bună la educație. Adică ar trebui ca fiecare școală, și asta este nu o promisiune, ci o obligație din partea noastră, să numim așa ca o școală inteligentă. Să nu mai existe școli din, cel puțin vorbesc de județul Dolj, să nu aibă acces la internet. Din punctul meu de vedere, trebuie achiziționat... Trebuie să ne adaptăm vremurilor în care trăim. Nu așa poate. Să achiziționăm tablete și laptopuri. Oamenii spun, domnule, nu sunt atât de mulți bani să achiziționăm tablete sau laptop. Greșit. Nu trebuie să dăm bani pe tabletă sau pe laptop. Există acele abonamente de internet, da? Unde ni se dau tabletele gratuit. Și noi, practic, plătim doar acele abonamente de internet. Bineînțeles, digitalizarea resurselor educaționale, adică totul să fie puse pe acele tablete, pe acele laptopuri. Și deși nu, eu mi-aș dori să avem și un RTV, practic, un program, pentru că toată lumea oricum stă acum la televizor și pe Netflix. Netflix, un program educațional cu o denumire foarte clară, în care decât să ne uităm la un film sau la o emisiune, să fie acel program TV educațional în care putem să învățăm, să învețe copiii noștri. Și apoi probabil s-ar crea și noi locuri de muncă și s-ar renunța la meditații, pentru că iată o mare problemă sunt aceste meditații. Copiii sunt, bine, tot sistemul de învățământ este, din punctul meu de vedere și al părinților, greșit. Este o abordare greșită. Copiii sunt extenuați. Probabil că multe lucruri pe care le învață sunt inutile și din acest amalgam rămân cu foarte puțin. Nu se pune accent absolut deloc pe practică. După cum știm, asta este o hibă a învățământului românesc dintotdeauna. Și se pune accent pe aceste meditații, practic, cred că nu mai există copii sau sunt foarte puțini care nu fac meditații. Adică ei, în timpul în care ar trebui să se recreeze, să facă activități extracurriculare, merg acasă la profesori sau rămân peste program și fac meditații. Lucru care nu este normal. Asta ne-am gândit și la acea școală prelungită, deci nu ar trebui să ținem copilul foarte mult la școală, dar nu trebuie să stea neapărat la școală să învețe non-stop. Putem să găsim un sprijin prelungit până la ora 16, pentru că majoritatea părinților își termină jobul 16 sau după 16, în care copilul să poată să-și facă temele, să-i se ofere o masă caldă acolo, să se joace cu ceilalți colegi, adică nu numai... Trebuie, de exemplu, dacă ducem copilul dimineața și luăm după amiaza la ora 16, trebuie să învețe. Nu, să învețe în normele legale și în orele legale care au pe norma curriculară, să mănânce, să-i oferim o masă caldă, să se joace și să-și facă temele. Bineînțeles, accesul e liber la educație și chestiunea de burse, în care trebuie să fie burse de asistență socială, bursa de merit, alocație, care acești copii trebuie să ne beneficieze în funcție de meritele pe care le au și pe care le au. Și să îi încurajeze, că iată, numai așa îi putem încuraja să învețe, dându-le o recompensă. Din păcate, timpul nostru se scurge. Și așa că vreau să vă pun o ultimă întrebare. A trecut foarte repede și plăcut timpul și sper că toate aceste proiecte nu sunt doar promisiuni, ci se vor materializa. Cu ce mesaj vă chemați alegătorii la urne? Eu le spun doljenilor mei că ar trebui să iese într-un număr mare la vot și ar trebui să pună în balanță, și cu siguranță o să pună în balanță, guvernarea PSD și ce a făcut PSD-ul, unde România a cunoscut cea mai mare creștere economică, unde s-au mărit salariile, unde s-au mărit pensiile
și, și să pună, bineînțeles, în balanță guvernarea PNL, care ne-a dus practic pe marginea prăpastiei, școlile le vedem închise, grădinițele închise, piețele sunt închise și cu siguranță pe 6 decembrie românii o să voteze Partidul Social Democrat și să scăpăm practic de această pandemie, care practic e mai grea pandemia liberală decât pandemia de COVID-19. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune, mult succes vă doresc, iar telespectatorilor noștri le spun ca de fiecare dată să vină la vot, că doar așa putem schimba lucrurile. Sunt Oana Cătănoiu, l-am avut alături de mine pe deputatul PSD Cosmin Durle și vă doresc o seară cât mai plăcută, ne reîntâlnim mâine la Puterea Cuvântului.